Salutare băieți și fete, bine v-am găsit fraților la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să reacționăm la un clip, la două clipuri cu cei mai buni jucători de Fortnite din lume, adică unii dintre cei mai buni de fapt. Dar înainte, băieți, să înceapă clipul, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și de subscribe, follow pe Instagram la 1robinet1join, pe camera Discord pe care o veți absolut întotdeauna în descriere. Băieți, nu uitați să puneți codulețul meu pe shop doar și doar dacă vă place ceea ce fac. Și băieți, nu uitați că în descriere aveți o super ofertă de la PC Garage, alături de un codulet de reducere pe care îl puteți folosi la absolut fiecare comandă. Și oameni buni, vă las direct cu clipul, vizionare plăcută. Bun băieți, clipul este de la Noob Hunter Fortnite Battle Royale. Mersi foarte mult de subscribe cel care te-a abonat la canal acum, bradere. Știu că ne-a apărut pe ecran, dar nu contează. El este Noob Hunter, băieți. La clipurile lui o să reacționăm, ambele sunt de la el. O să dăm puțin skip pentru că aici își face el intro cu salut, cu ce zice el pe acolo. Și băieți, aveți link de la el în descriere, cum am zis și mai devreme. Hai să îi dăm direct watch. Ok, ne uităm la Buga prima oară, băieți. Toate fazele pe care o să le vedem în primul clip vor fi de la Buga. Băi, jucătorul ăsta este foarte bun, efectiv e modelul meu. Băi, zeu Buga. Mișto play aici, hai să vedem ce face fratele nostru Buga în în faza asta de box fight. Uite foarte bine că l-a așteptat pe inamicul lui să spargă peretele. Băi, dar cine sunt eu de fapt să-i comentez meciul lui Buga? Ok, o să tac din gură, bine, nu o să tac. Ia uite-l, măi, vai de cam eu, cât de bine și cât de calm e omul ăsta în fiecare situație, nu vine să cred. Omul râde, băi, eu efectiv dacă eram în situațiile astea, așa eram. Și nu am apus, să n-am nimic pus pe ecran, dar nu contează. Bine, cred că Instagram am pus pe ecran, nu știu. Anyway. E totul clean. Eu te-l... Mau. Băi, nu vine să cred, băi. Doamne, eu sunt uimit gen în general de playerul ăsta, nu neapărat la fazele astea pe care le face. Mă fascinează playerul ăsta. Și am văzut că și Mongral s-a pus acum tare pe training. Uite-l, mă, băi, doamne, cât de... Smart play. Mamă, și are și pickaxe-ul ăsta mișto. Fă, îmi place maxim pickaxe-ul ăla. Ia să vedem pe fratele Buga. Cei care nu știați, băieți, el este world champion la solo. El a fost world champion. Nu mă dai, mă, nu mă dai. Își bate joc efectiv de toată lumea. Uite-l, mamă, cât de bine editează, bro. Nu știu dacă ați observat, eu mă uit foarte mult la unii pro playeri. La Buga am observat cel mai bine că face chestia asta când editează și când joacă, face fix pe mijlocul, gen la tot. E fix, e constant pe o parte, nu știu, e zeu. Mai e bun, rău de tot Buga, n-am ce să zic. Bam! E intrat, mă, bă! Și mai vine unul. Bă, azi ne auzim? Nu cred că azi ne auzim. Eu nu pot să fac chestia asta, efectiv, sunt foarte neîndemânatic la trape. Înainte mă jucam mult cu trape, acum nu mai joc atât de mult cu trape. Și ce am observat că greșesc eu și am văzut foarte mulți pro player că fac, băi, ei se folosesc mult de zonă. Eu nu prea fac chestia asta și e aiurea. Trebuie să încep să fac și eu chestia asta, mult mai mult. Nu dai, mă, nu dai. Bine, dar și cât antrenament au playerii ăștia în spate, hai să fim serioși că... E greu, mă, băieți, e greu. Bă! Ok, nu mai punea perete acolo și... Buga? Buga? Doamne, fratele nostru Buga acolo s-a încurcat puțin. Ia să-l vedem. Fuuu, n-am mai știut nimic marșmelul după șatul ăla, l-a băgat direct în spital, l-a despărțit de sănătate Buga. Mamă, bă, dar ce le dă, băiatul, nu vine să cred. Uitați, asta zic, vedeți? Efectiv, e constant pe parte. La mine eu mai sunt așa, mai pe diagonală, cu pereții, mai nu știu. Nu, n-am explicat bine, dar totuși, ați înțeles contextul. Ia, hai să vedem pe fratele Buga ce o să fac aici. Out of words, nu știu, nu mai am cuvinte. Ce-am învățat să fac editul ăsta? Adică, mă rog, îl fac de ceva timp, doar că eu sunt nașparu și de multe ori mor când fac. Băi, mie îmi plăcea foarte mult când era chestia asta de... Zone Wars aici cu toată lumea, efectiv era cel mai bun game mode pe care și-au putut să-l bage vreodată cei de la Fortnite. Băieți, băgați-l iarăși. Efectiv, mi s-a părut cea mai ajutătoare chestie pentru absolut oricine. Mama, intra fratele Buga peste băiatul ăsta, n-am mai știut nimic de el. Holy shit, bă, și-a pus la 11 de înăuntru, what do you mean? L-a distrus, bă. Ba, vreau să văd niște outplay-uri din alea mișto rău. Buga față de la World Cup ceva. Nu, Hunter, mai vrem. Ia să vedem ceva ce fratele Buga aici.
frumos hit acolo, frumos, 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 a fost calm rău. Le dă, mă, le dă. Îi învață buga forne, băieți, pe dușman. Ia să vedem ce face aici. Dar sunt foarte multe de la zonuri din astea cu prietenii lui. Am mișcat din greșeală de mouse, îmi pare rău. Uite-l pe fratele buga, băi, ce joacă. Bă, dar nu merge clipul cu o rezoluție puțin mai mare, că... Nu, full HD. Bum, bum. Aia a fost, băi, tactica lui acu e foarte OP. E OP rău de tot. Doamne, cât îmi place cum joacă băiatul ăsta. Și eu fac chestia asta. Bine, asta nu fac, dar... Chestia aia cu scara și preții, o fac și eu. Bum, bum. Băi, când un jucător e bun, băi, merită felicitat, merită apreciat. Și tot felul de chestii, când cineva face ceva bun... Bă, inamicul... Ăla gen n-a gândit deloc faza asta. S-a băgat efectiv în grenada lui. Nu în grenada, ba da, în grenada. Mă, dar joacă bine, bă, buga, come on. Sunt curios acum să văd ce a făcut și Lumongral. Clipurile mi se pare că sunt vechi de vreo 3 săptămâni sau ceva de genul. Deci nu sunt atât de vechi. Inamicul lui putea să dea aici frumos edit down la platforma aia. Eu asta aș fi făcut cel puțin și făceam un box acolo jos și stăteam acolo. Și dacă venea peste mine, gen, tot mergeam cu boxuri după aia oricam la high ground. Eu asta aș fi făcut în situația aia. Dar hei. E greu, băieți, e greu. Le dă, mă, buga, bă, le dă, mă, le dă, n-am ce să zic. Bă, n-a putut să-i pună trapa, nu cred. Ce ziceam de zonă? Da, ăsta a fost, băieți, primul clip. Hai să-l vedem și pe al doilea. Bun, băieți, hai că am revenit și cu fratele Mongral să vedem ce face și el aici. Tot de la Noob Hunter este clipul. Hai să și arăt, băieți, că așa trebuie. Băi, sunt abonat la el, nu știu de ce nu arată. Bă, rog, o să dau după un refresh. Hâți. S-a dus fratele Mongral după el. Bă, da, Moisty Palms. Asta e fază destul de vechi pe care a făcut-o el. Dar se duce, mă, și Mongral după el. După ei n-am ce să zic. O joacă. Hai că nimeni nu o să știe că... Bă, du-te, mă, deci nu cred. Nu te cred, bă. Ia uite-i poștă, bă, să aleargă șobolanei între ei, băi, să-și dea cu pickaxe în gură. Băi. A făcut treabă. RPG. Ia uite, mă, iar șobolanei. Îi dă pickaxe. Nu cred. Bă, Mongral, chiar așa, brother. Bă, dar vreau să văd niște faze din alea bombă, bombă, bombă cu Mongral, brother. Ia. Bă, dai dit back la peretele ăla, așa. Bum. Uite aici când a câștigat buga World Cup, băieți, că e aia. Era... Ia, hai să vedem ce face aici, că asta e în match. Aba, noi tot în zonul de la... Bă! Deci, băi, Mongral are o sensitate extrem de mare. Părerea mea, eu joc cu sensitate foarte mică. Băi, și dă niște laser-uri, băiatul ăsta. Holy shit. Așa gen, hello, ce faci, frate, vrei să-mi dai peretele jos? Nu, nu o să-l dai jos, o să-ți dau eu bucată foc și te-am omorât easy. Băi, și Mongral, frate, joacă bine, am văzut că acum s-a pus puțin mai tare pe training și pe tot. Bum. Bă, le dă, mă, le dă, le dă, le dă. Nu știu, eu mă panichez destul de des în unele situații, băieți. Și asta e greșeală de-a mea, dar văd că mulți pro player nu o fac. Și... Vă dați seama că îi ajută. Mamă, bă, dar nu, dai, frate, se duce Mongral, băi, și chestia asta cu tunneling-ul, băi. Mie, băi, mie, cred că mi-a creierul foc dacă stau și din, mamă, uite-l, mamă, băi. Doamne, maica domnului, băi, cum joacă oamenii ăștia. Mamă, când mergea să dai boost-ul cu rampa, că nu mai merge, băieți, din păcate, bum. Și le dă, mă, băi, intră Mongral peste ei, așa, ca jandarmii de la gaze. La gaze. Le dă, mă, le dă. Le dă, mă, le dă. Bum, de la gaze. Tic, 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 tic. Aia a fost. Doamne, nu cred. Bum. Nu știu de ce am zis bum la platforma aia, dar ok. Mamă, băi, uram chestia asta de fiecare dată. Punem și o luam și pe dădeam cu capul în ceva. Nu mă mai zbura. Of, Doamne. Așa am pierdut de foarte multe ori. Ia uite-l, mă, băi. Sunt omule, cât de bine joacă.
scrieți băieți acolo în secțiunea de comentarii doi dintre pro playerii voștri preferați, ai mei, ei doi sunt. Bine, mai sunt și alții, gen Benji, Fishy și mai mulți, dar i-am pus pe ei doi pentru că a fost foarte mult subiectul ăsta între ei doi, că bă, care e mai bun, și i-am ales pe ei doi să reacționez la ei. Dacă vreți mai reacționăm și la alți pro playeri și vedem. Mamă, SMG-ul ăsta era OP, bradere. Le-a dat, mongral. Ia uite-l, imediat e full HP. Gata, e full HP, fratele meu. Doamne, uite mă ce-i distruge. Intră mongral în ei, râde de ei, face. Doamne, mai ca domnului, zei bă, zei. Ia uite-l, pac. Se coordonează și bine, bă, și-a luat trapă. Salut, frate, ce faci? Mamă, aici muream. Vă garantez că muream. Ia să vedem ce face fratele mongral. Bum, dă, încearcă să dea aici un hit de pump. După aia, sunt doi pe el. Bine, unul era jos. Mamă, i-a furat ăla de jos skill-ul. Urăsc când se întâmplă chestia asta, că și-a inamicul meu heal și mor. Asta pățesc de fiecare dată și urăsc chestia asta. Am pățit asta la turneu de mii și mii de ori. La turneu, de fapt. Ia uite, se duce mongral după el, poc. Bum, mongralel. A crezut că îi pune scar în box, băi, de-aia, frumos. A crezut că îi pune scar în box, de-aia am mai dat editurile acolo jos. Fratele meu cu editurile lui, holy shit, eu nu pot, adică bă, da, pot, dar triple-ul nu pot, genul ăla în care pui și perete, dar pădea și con pot și eu. Ia uite-l, bam, fiți atenți, băi, și îi distruge aici, mongral fizic și psihic îi distruge, fiți atenți, o secundă, bum, credeam că te cap. Hai bă, mongrale, așa mă dezamăgești, hai, dă-i tată în el. Dar nu mai are materiale. Smart boy. Inteligent, băi, s-a aruncat pe copac ca să nu și-a falling damage mare. Bum. Aia a fost, băi, le dăm un gral. Hai și de dă cu jocul. Na, a intrat peste ei. Holy shit. Trapă. N-au trapă. Ok. Nu, l-a bătut pe Stompy. Ma, s-a panicat. S-a panicat un gral, băieți. Holy shit. Ia, hai să vedem ce face aici. Bum. Frumos hit. Bă, sună telefonul? Nu. Bum. Băi, distruge, mă. Băi, distruge. Doamne. N-ai, bă, băi, deci v-am zis, când e un player bun, băi, un player bun. No, dai cu ei. Avele doar să se țină. Pickex, nu cred. GG's. Și gândiți-vă că gen mongral când și Buga când fac antrenamentele astea nu se joacă cu cine știe ce player, gen player de normale sau player care gen se joacă doar normale sau chestii de genul. Se joacă cu playeri cam de același nivel. Mă rog, mai mult sau mai puțin. Asta mi se pare foarte mișto și așa puteți face și voi băieți improvement, adică să jucați mai bine și chestii, jucați-vă cu player mai bun decât voi. Pe mine chestia asta m-a ajutat foarte mult. No. Tălpa al meu ce editează, băi. Mie am luat foc creierul până acum. Frumos un high ground de XL, salut. Dar n-are mai nevoie, fiți atenți, că e de 200. Ba? S-a dus mă peste el, bum. Și, bum. Oh, doamne. Bă, le dă, n-am ce să zic. Le dă. Nu știu, stau cu zâmbetul pe buze pentru că îmi dau seama că băi, e multă muncă în spate la tot ce fac ei. Bă, da, și rezultatul, uitați-vă voi. Voi înțelegeți ceva? Deci cum am zis mai devreme, băieți, lăsați-vă pro playerii preferați în secțiunea de comentarii. Chiar sunt curios să văd cine, ce vă place vouă. Bun, mai oameni buni, cam atât de vă juc acest clip. Dacă mai vreți clipuri de genul în continuare, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. Vedem câte like-uri se strâng, băieți. Nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii pro playerii voștri preferați, băieți. Dacă vreți să vorbim puțin mai mult și să dați idei de clipuri și tot felul de chestii, nu uitați să dați un follow pe Instagram și un join pe camera de Discord. Nu uitați, băieți, că dacă vă place ceea ce fac și dacă vreți să mă extra susțineți, puteți folosi codul meu de suportă creator pe Item Shop și bineînțeles, băieți, nu uitați de linkul de pe PC Garage din descriere plus codulețul meu de reducere. Oameni buni, eu nu mai zic nimic. V-am lăsat. Ciao!